Un tânăr de 25 de ani cu domiciliul în localitatea Vladimirescu s-a spânzurat din cauza unei decepții sentimentale. Tânărul de doar 25 de ani a decis să-și încheie socotelile cu viața chiar în această casă, în construcție din spatele meu. Din primele cercetări efectuate la fața locului, se pare că tânărul ar fi avut o ceartă cu iubita sa. Legiștii investighează chiar acum alte cauze și circumstanțe care au putut duce la gestul tânărului de 25 de ani. Polițiștii de la postul comunal Vladimirescu au fost sesizați de către familie. Practic, ei au fost cei care au descoperit cadavrul tânărului. Echipa de polițiști s-a deplasat la fața locului, s-a efectuat cercetarea la fața locului și în acest moment se așteaptă rezultatele necropsiei. De remarcat că tânărul nu și-a pus capăt zilelor în propria casă, ci într-un imobil aflat în construcție într-un cartier nou din comuna Vladimirescu.